Considerat de conducerea partidului un trădător, Ion Bârcă, primarul de la Turburea, nu știe cum să-l convingă pe actualul lider Ion Cupă să-l dea afară din partid. Edilul compară organizația actuală cu un boxer lăsat la pământ și afirmă că nu va reuși nici măcar noul președinte să reconstruiască formațiunea politică. Un băiat de nota 10. Ca lider se potrivește? Îi se potrivește, dar nu partidul acesta. Partidul Democrat Liberal, care este ca un boxer căzut la pământ. Ce-l mai scoli? Unde-l mai îndii? În ce partid l-ați vedea? Nu știu, l-aș vedea într-un partid mare, care acest om are idei, e un băiat deștept. Un partid mare, PSD? PSD. Deci l-ați vedea în PSD? L-aș vedea la PSD, l-aș vedea la PNL, în partide... Dar credeți că o să reușească să reorganizeze partidul? Nu, pe cu actuala conducere care codă, care este, nu o să reușească nimic. Cu părere de rău. La toată puterea dumnealui. Nu mai ai ce să mai... O să vedeți ce circul o să iese între ei. Au existat atacuri din partea primarului și la adresa fostei conduceri, precizând că Ion Rușeț este principalul vinovat pentru dezastrul de la alegeri. Chiar dacă președintele Vasile Blaga a trasat directive ca primarii trădători să nu mai fie sprijiniți politic, Bârcă nu se simte marginalizat. Mai mult decât atât, acesta spune că dacă nu va fi lăsat să plece din partid, va candida la șefia organizației. În perioada asta, nu vă simțiți și dumneavoastră și ceilalți primari, dar dumneavoastră că... Pe dumneavoastră pot să vă întreb, marginalizat? Pentru că oarecum din conducere nu mai faceți parte, susținuți nu o să mai fiți? Haideți să vă spun, marginalizat de cine? De Partidul Democrat Liberal. Un partid care astăzi e un partid de buzunar. Dacă dumnealor nu vor, voi candida la funcția de președinte. La? Da? Da. La funcția de președinte da. PDL Gorj? Da, okay. Fără probleme. Și să vedeți atunci cum se întoarce roata. Conducerea PDL Gorj a decis să nu excludă pe cei trei primari care au trădat în campania electorală de la alegerile parlamentare, dar nu vor mai fi sprijiniți de partid. Printre ei se numără și Ion Bârcă.